Vrei să-ți faci Minecraft-ul de 10 ori mai greu? Ei bine, fix chestia asta am făcut noi astăzi. Astăzi ne jucăm Minecraft, dar trebuie să cumpărăm harta. Deci dacă vrei să mergem într-un chunk de lângă noi și ne cere un dirt, trebuie să folosim dirtul ăla ca să deblocăm harta de Minecraft. Oare o să reușiți să bate Minecraft-ul? Rămâneți până la final să vedeți ce Dumnezeu am făcut. Băi, gamerilor, ia fiți antenă ce se întâmplă aici. Din câte vedeți, suntem într-un cerc din ăsta, suntem de fapt într-un chunk din Minecraft și noi dacă vrem să explorăm toată lumea de Minecraft, trebuie să cumpărăm diverse chunk-uri ca să ne deplasăm. Deci Minecraft-ul nostru a devenit dintr-o dată de 10 ori mai complicat și de 10 ori mai greu. Noi o să încercăm să batem Minecraft-ul asta, adică să-i dăm la joale la Dragonaș și chestia asta va fi posibilă dacă cumpărăm diverse chunk-uri și să ne deplasăm pe lumea noastră de Minecraft cumpărând diverse chunk-uri. De exemplu, dacă vreau să cumpăr și să merg în direcția asta, trebuie să iau o bucată de dirt și să dau click dreapta, ceva de genul ăsta. Stai, cred că trebuie să arunc, da, trebuie să arunc un chunk din ăsta. Ia uite, deja am cumpărat primul nostru chunk, băi și fete, și acum avem două chunk-uri și bineînțeles, ca să ne deplasăm pe lumea asta de Minecraft, fix chestia asta trebuie să facem, frate. Deci trebuie să facem numai chestia asta, ești nebun? Deci este un challenge foarte, foarte interesant și sper să vă placă. Am mai făcut challenge-ul ăsta pe canalul nostru secundar și am zis să-l revizităm de data asta, să reușim să batem dragonul, atunci nu am reușit să facem chestia aia. Așa că de data asta, băi și fete, poate avem bafta și norocul să facem challenge-ul ăsta, să batem Minecraft. Și din câte văd aici că se vede așa foarte, foarte puțin. Bă, ai o casă, bro! Bro, stai, dude, acolo e o casă, dude. Mamă, florile vieții. Stai că trebuie să, hai să facem și noi câteva chestii pe aici, în puii mei. Ce floare trebuie să iau? Stai să iau astea de aici, trebuie să iau și pasta, nu mai știu ce floare trebuia și de ce floricioaică aveam noi nevoie. A, uite, din asta, perfect. Și ia să vedem, că vreau să merg în satul ăla, frate, să deblocăm satul, cum ar veni. Nu ăsta! Ăsta. Bă, și asta se întâmplă peste tot pe lumea de Minecraft. Asta se întâmplă și în Overworld, asta se întâmplă și în Nether, asta se întâmplă peste... Miere? De unde fac eu rost de miere? Nu pot să-l iau pe ăla. Stai că aruncăm în asta, cu ăsta în partea asta. Mamă, stai mă, vere puțin, că nu mai avem nevoie și de dirt, de lemn, nu de dirt. Ia uite să luăm dirt de aici, de la doamne, lemn. Bun, ce mă, nu mai știu să mai vorbesc. Și haideți să vedem, băi și fete, și că venim vorba de canalul nostru secundar, oameni buni. Abonați-vă și pe canalul nostru secundar, avem și acolo videouri. Postăm și acolo videoclipuri, nu știu ce așteptați. Dacă așteptați o invitație specială, asta este invitația voastră specială. M-am dispărut, unde sunt? A, aici eram, salut. Deci, abonați-vă și la canalul secundar, este acolo... zilnic, cel puțin încerc zilnic, dar postăm regulat și pe acolo. Deci fiți pe fază și pe canalul nostru secundar, că și acolo facem chestii. De-aia vă zic să vă abonați și să vă uitați pe acolo la diverse lucruri pe care le mai facem noi pe canalul nostru secundar. Am luat lemn de acolo. Hai să facem și noi rost de niște unelte de-astea de bază și după aceea mergem mai departe și vedem noi cum avansăm și cum facem chestiile. Dar în principiu asta ar trebui să fie șmecheria noastră și să avansăm, să ajungem și noi în satul ăla. Și sunt tare, tare curios dacă reușesc să bat, pot să bat Minecraft-ul făcând chestia asta. Nu știu, să fiu sincer, chiar n-am idee. Știu că data trecută când am mai încercat a fost foarte, foarte greu, dar de data asta sunt mega, mega hotărât să fac o schimbare în viața mea și să bat challenge-ul ăsta, să-l rup în două de challenge nebun. Deci eu cred că de data asta o să reușesc să fac ceva. Haideți să vedem în partea asta. Haideți să vedem în partea asta ce chestii avem nevoie. Avem nevoie de lemn din ăsta, lână. Nu prea am eu chestii pe aici. Asta vrea puiuț, asta vrea puiuț, asta vrea... Mamă, să mă bată hamsterii. Asta vrea un pressure plate, ok. Putem să luăm cu pressure plate-ul ăsta. 8 chunk-uri rezolvate, mamă. Asta vrea slab, mâncava-și gura voastră. Asta vrea slab. Hai că-i facem și slaburi. Pentru că știi care e chestia? Vor fi iteme random. Adică eu nu o să știu niciodată ce iteme o să-mi ceară asta de fiecare dată când avansăm pe aici. Știi ce zic? Adică poate să-mi ceară două blocuri de dirt sau poate să-mi ceară, uite, o floare din asta care e random pe aici sau o altă floare din asta. Știi? Adică din toate chunk-urile pe care le-am deblocat noi am impresia. Ia să vedem. Uite, îmi trebuie neapărat o floare din asta. Trebuie să mă duc să găsesc o floare care... Uite-o acolo! Am găsit-o. Adică eu înțeleg, bă, frate, asta e să mai luăm și noi mâncare de aici, că nu vom ști niciodată dacă vom reuși să facem ceva pe aici. Oițele alea le lăsăm în pace. Hai să vedem, cu floricioaica asta mergem și deblocăm acolo, să ajungem la un alt copăcioi care ne va ajuta și pe noi să deblocăm aici cât mai multe. Copăcioiul, perfect. Bine ar fi să găsim... E nașpa cu florile astea, dacă ne pune să-i ducem flori de fiecare dată. E nașpa... A, uite aici! Mergem mai aproape de sat. Stai că mergem mai aproape de sat. Stai să mergem și noi mai aproape de sat, vere. Am luat lemnul de la ăsta. Ia să vedem. Alte două bucăți. Uite că avem chestul aici. Nu, chestul... O floare din asta albă. Lasă că vedem noi cum facem. 16 ceancuri deblocate. Perfect, tătis. 16 ceancuri din astea deblocate. Dar uitați-vă, când le aruncăm, uite, le ține acolo, ține minte ce iteme avem, ce iteme au aruncat. Nu, dar ce floare cerea asta aici? Ce floare? A, o din asta albă, ok. Nu știu dacă am pe aici, deși e posibil să nu fie pe aici, mamă. Cred că o să trag pe dreapta toate chestiile din satul ăsta. O să iau, uite, copăciui, doamne. O să iau patul ăla de aici. Așa, cărbune, mâncava-și gura voastră. Un pește! Bă, vere, stai așa că se cam pute treaba. Cam devine nasoală treaba cu noi pe aici. Nu știu cum o să, reușim, dar trebuie să reușim, frate, trebuie. Ăsta e aproape... Vezi că trebuie neapărat să ajungem la portalul ăsta de Nether. Vezi că trebuie neapărat să ajungem la portalul ăsta de Nether. Și o să vă explic în câteva momente de ce. Uitați-vă că e aproape un din ăsta completat, vedeți? Deci nouă ne mai trebuie două bucăți de obsidian. A, trei bucăți de obsidian de fapt. Și sper să fie acolo trei bucăți de obsidian, că dacă nu sunt, înnebunesc. Deci două flori din astea albe, ok. Și să vedem, bang și cu bang. Perfect. Am ajuns aici, să vedem chestul. Ce zice chestul? Două bucăți de obsidian. Nu, ne trebuiau trei, dude. Projectile protection, perfect, luăm și flintul. Mamă, nu ne trebuiau trei, bro. Dar lasă că nu-i problemă, mergem și facem rost de... de asta cum se numește, trebuie să facem rost neapărat de niște chestii, de niște iteme. Gen, nu știu, să facem și noi acolo o... Bă, dar noi mâncare de loc pe aici? Mă, ce pui mei. Vreau să zic că trebuie să facem neapărat rost de niște... Din astea unelte mai bune, gen de iron și toate nebuniile astea. Ia să vedem pe aici, deblocăm tot satul ăsta, îl deblocăm. Evident că tragem pe dreapta toate paturile din sat, că nu știi niciodată. You never know, you never know. Mă, ce vrea ăsta? Vrea două din alea prăjite, făcute la tavă. Făcute la tavă vrea ăsta. Os! Băi, frate, asta e cam impresia că, uite, aici putem să deblocăm. Mama, unlock your first nether chunk. Sunt o grămadă de chunk-uri pe care putem să le deblocăm, știi? Mamă, băi, e complicat. E complicat challenge-ul ăsta, credeți-mă. Dar trebuie să-l facem. Neapărat trebuie să-l facem. Neapărat. Și eu nu o să mă las până nu o să fac challenge-ul ăsta și o să-l duc la capăt. Uite pe ștoiul ăsta, mă, mâncava. Și uite-te la el. Vino, mă, încoace. Aoleu. Lasă că minăm, lasă că mergem să minăm. Că văd că vine și seara. Noi am deblocat, uitați-vă, se văd aici ceancurile cum le-am deblocat. Mi-am dus să mai fac rost de mâncare de la văcuțele astea de aici. Deci văcuțele astea sunt mană cerească pentru noi în momentul de față. Pentru că Săteanu, este puțin vere. Mă, dă-te, mă, din pat, mă, că spar nasul. Dă-te, bă, din pat, că spar nasul. Deci hai să mergem și noi pe aici. Uite, vreau să merg în direcția asta, să facem rost de unelte și vedem noi cum găsim și prin cave-uri, că și cu cave-urile astea e complicat. Vedeți că și prin cave-urile astea e cam complicăciune așa puțin. Că trebuie să deblocăm și din cave-uri, știi? Adică cave-urile nu sunt deblocate. Că practic e de sus până jos, știi? Mamă, n-avem și noi. Hai să punem asta la prăjit și vedem și noi ce facem după. Ia să avem grijă pe aici, că suntem prin cave-uri. Oh, oh, Gangnam Style, ești nebun? Ia să dă și mie niște fier din ăsta. Mamă, doar o singură bucată, mâncava-și gura voastră. What the fuck, o singură bucată. Ah, mai multe, never mind. Ah, e de zombie. Nu știu dacă mă ajută asta de zombie atât de mult. Este să măcar să nu murim și noi prin astea pe aici. Măcar facem rost de chestii, de iteme, știi ce zic? Mă, dar dă-te, mă, în pui mei și lasă-mă în pace. Băi, Gangnam Style. Repede să spargem și noi ăsta. Ce vrăjeală, ești nebun să avem ăsta aici. Nu mai zic nimic. Ultimul gunoi de chest, ești nebun. Ultimul gunoi de chest. Dă-te-mi, pui mei. Hai să-mi fac un furnal aici. Cărbune n-avem de niciunele. Hai de capul meu. Nu mai zic nimica. No comment. Mergem mai departe. Că trebuie să mergem și în Nether, frate. Trebuie să mergem neapărat în Nether. Și cred că o să putem să facem chestia asta. Că o să stau pe aici și o să încerc să găsesc diamante prin ceancurile astea. De-abia am ajuns pe la aici. Deci o să, cred că o să putem să facem rost. Uite, paturi câte avem? Avem 5 paturi. Ok. Avem și flint and steel, avem și parcă avem charge din ăla, dar nu ne interesează oricum. 3 cu 3, mai băgăm aici la băieți, la furnal să prăjească pe acolo, dar așa să mai găsim și noi chestii. Ia că am găsit mare cave. O, bă, nebunilor. Era să zic diamante acolo. Cum era? Cum era vere? Bă, într-un fel... Dă-te în puii mei. Bă, într-un fel... Am putea să facem aici, să mergem în Nether. Mâncava-și gura voastră, fiți antenă. Într-un fel putem să facem aici, că avem lava asta în puii mei, știi ce zic? Mâncare, hai să zicem că avem acolo de o ciorbă, de nu știu ce. Avem apă acolo. Bă, vezi că aici o facem, ești nebun. Mi-am făcut și un pickaxe din ăla obraznic. Trebuie să ne facem și un flint and steel, că n-ai ce să-i faci, asta e viața de câine. Și hai să mergem. 2 secunzele. Să mergem și să luăm apa aia de aici. Și după ce o luăm, vedem noi ce facem. Ceva alte iteme pe aici. Bă, că avem niște iron pe aici, doar că... Pana mea, nu știu. Uite-te și tu, că suntem destul de limitați, să zic așa. A, bă, dă timpul mei, lasă-mă să folosesc și... What the fuck, nu l-am aruncat. A, mi l-a dat înapoi că l-am aruncat spre ăla. Credea că l-arunc în ceanc. Vine să deblochezi ceancul. Ce porcărie. Mor-mă odată, urățenie. Și ia să luăm astea de aici. Că, mamă, păi, bă, vezi că suntem bine aici. Oh! Oh! Prostul familiei, v-am mai spus? Primiți partea bună, măcar nu am murit în lavă sau ceva de genul. Adică, suntem ok. Hai să ne recuperăm itemele astea de aici. Mă, da, am luat apa aia de acolo, am luat-o parcă. Parcă luasem apa aia de acolo, nu? Dă-te mă în puii mei, dă-te mă în puii mei. Du-te și tu de aici. Uite un pat acolo. Vere, stai așa că trebuie să deblocăm mai astea de pe aici. Stai așa, mă. Bă, dar m-au încurcat ăștia rău de tort. M-au încurcat ăștia rău de tort. Sper să mai recuperez mâncarea cel puțin. Trebuie să-i dau lui ăsta aici. Trebuie să-i dau o bucată de carne. Unde-i, bă, n-am luat-o, ce naiba? Alo. Unde-i, mă? Bă! Nu te cred. Gata, mă. Hai, deblochează și mie asta. Dă-te în puii mei. Păi cine bate în joc așa de noi? Dă-te în spanacul meu. Asta ce vrea aici? Lână. Măcar dirt-ul ăsta de aici să luăm și noi. Avem dirt. Bă, mâncava-și gura voastră, n-avem dirt nicăieri pe aici. Mă, ce? Doamne. Bă, câteodată jocul ăsta. E insane câteodată jocul ăsta, mă, fraților. Insane câteodată jocul ăsta câte peripeții te pune. Ăsta e granite, nu? N-am nicio treabă cu granitul. Uai, băieți. Uai, atât am de zis, uai. 17 bucăți din astea. Păi, mamă, păi folosesc aia. Păi pot să mă fac full iron, sincer. Păi mă fac full iron, n-am niciun stres, nici voi, nici eu, nici nimeni nu mai are stres pe pământul ăsta. Fizetele, punem asta la prăjit și aia e. Folosim lemnul pe care îl avem și el aia e, băi mei. Dar așa cu iron-ul ăsta obraznic de aici, nu-l ratez. M-a spus challenge-ul ăsta, vreau să fac challenge-ul ăsta. Deci sunt mega pus pe el, cum s-ar spune. Aici frumos putem să facem și portărelul. Au, uite-l, tată. Țăc, țăc, țăc. Punem astea două în spate. Facem cât se poate de repede. Că ăștia de aici vin ei fără niciun stres. Perfect. Ce floare vrea asta aici? A, tot white tulip din ăla. N-arunc. Stai să văd ce alte chestii mai vor ăștia, că poate facem rău și noi de niște chestii. A, mai explodează și tu, vere. Dar de ce nu-l aud când sâsâie? Nu l-am auzit când sâsâie. Așa, asta ce vrea? Floricioaică din asta. Asta vrea lemn, dar dă la stript log, pui mei. A, viața mea. pe care mi-o fac singur greu, mâncava-și gura voastră. Prostul familiei, v-am mai zis, nu? V-am mai zis că-s prostul familiei? Bă, ce că sunt vai de capul meu și de-abia am câteva chestii, câteva iteme pe aici. Trebuie să-mi fac viața singur. Viața grea singur, gen, știi? Pă, bine, măcar că n-am pierdut lemnul ăla, că era cam nasol. Dar ne-am... Bă, măcar avem ironul ăla de acolo. Și ar trebui să stau în spana... stai așa, vere. Prostul familiei. Ăsta dansează, face 360-uri, își bate joc de mine, râde de mine. Mamă, și asta ce era aici? Lână. Oalo, câte iteme am pierdut. Câte iteme de câine. Iteme de câine am pierdut, bă, frate, bă. Nu e problema că ne facem unelte full aici, n-avem nicio treabă. Țăc și cu țăc din asta și gat. Lasă-mă viața mea. Gat. Diamante pe acolo, dărb, nu avem. Hai de mama mea. Bă, mi-am luat-o rău, dar tot am... Aici am pierdut, cred că, cel puțin vreo 50 de ani din viață. Așa mă simt, că mi-am pierdut vreo 50 de ani din viață făcând prostia asta. Păi ce mă zici, am murit de 2 ori. Inutil de 2 ori mâncava-și gura. Trebuie să fac din nou un alt din ăsta, cum se numește, de flint and steel. Am și o gravel pe aici, mâncava-și gura. Am și o gravel pe aici, care ar trebui să fie gravel. Uite aici, am două bucăți de gravel. Doamne ferește, mă, trebuie să le spar, să le pun pe astea pe aici ca să mai fac un flint and steel, că altfel nu pot. Doamne. Mai vedeți gravel în altă parte? Nu, pentru că ăsta e singurul. Doamne ferește, că n-am flint and steel, n-am... uite, gata, am sfârșit. Tempuii mei de joc. Am să facem portalul ăsta, mâncare, ioc, nu avem. Scuzați-mă, avem de fapt mâncare, îmi cer scuze. Mâncare avem, stați liniștiți, avem mâncare. O pâine. Alții nici pe aia nu au, Gani. Alții nici pe aia nu au. Știu, dar nu-mi pasă de alții. Hai să așteptăm după ăsta. Nevermind. Ce să mai așteptăm, vere, că-l face acum instant. 7 bucăți. Ce putem să mai facem cu 7 bucăți astea? Lasă măcar ce plate-ul ăla. Hai să ne facem un scut ceva în pui mei, dacă toți suntem aici. Și o găleată. Găleată să ce? Să mă arunc în cap cu ea. Asta și așa nu-mi pasă, nu-mi trebuie. Hai că luăm astea de aici. Vedeți și noi nether-ul cum ei. Cum ei. Vedeți și noi nether-ul cum e. Și vedem de acolo mai departe ce facem. Hai, Doamne ajută. Și parcă vezi că mă dă într-o delta din aia de bazalt. Mă, ce? Și eu cum... Să dea cu sete în mine. Să dea cu sete în mine. Suntem lângă un bastion, by the way. Adică de chestia asta n-am de ce să mă plâng. Suntem lângă un bastion. Stai că uite, pot să o fraieresc situația pe aici. Pot să o fraieresc oarecum. Și să punem blocuri din astea peste. Mă, nu mai fraierez nimica. Vreau și să mă duc acolo sus. Pot? Potolaie. Ești nebun, trebuie să stăm să spargem din nou blocuri. Oleu, urăsc jocul ăsta. Hopa, s-a buguit ăsta, s-a buguit ăsta. Vere, s-a buguit ăsta, stai puțin, dacă era un cuvânt din ăsta aici, nu. S-a buguit. Prostul, s-a buguit jocul. Prostul, s-a buguit. Pot acum să mă duc să iau diamante. Nu-i colegari, tu nu ești deblocat. Nevermind, nu s-a buguit. Eu sunt prostul acum. Am zis și eu că sunt șmecher, dar nu sunt. S-au găsit diamante și gravel. Hopa! Jucați-o pasta hackerilor rusești. Jucați-o pasta hackerilor rusești. Hacker de sentimente, Gani online. Gani online, fiți antenă. Hopa! Hopa, perfect. Ne-a făcut un pickaxe de diamond, stăm pe spate. Și cam atâta, că altceva. Blocuri am făcut aici, am spart aici o grămadă de blocuri, avem o grămadă de blocuri. Stăm pe spate, stăm pe spate. Dar stai puțin, să fac o schemă și mai schemoasă. Ia vină mă coace, ia vină mă, hai, hai. Vină mă coace. Unde mă? Vină tu în coace în puii mei. Doamne ferește mă, stai așa vere. Că ăla văd că nu mai vrea să mai vină. Hai mă, vină tu pe aici. Ăla nu știu unde s-a teleportat. Endermanul ăla. Vreau să iau un Enderpearl de la fraierul ăsta, știi ce zic? Haide, bă, treci în barcă! Uite-mi pui mei, ia mori. Mortimer. Mor odată, Mortimer. De unde apăreți, mă? De unde veniți, mă? De unde veniți? Lăsați-mă în plata Domnului să... Gata, stai acolo. Perfect, hai să ne luăm asta de aici. Ne întoarcem în Nether. Și vedeți și noi ce facem mai departe. Mamă, cum ar fi Endermanul ăla să fi teleportat în portal și să mă lovească acum, să mă dea jos pe aici. Hai că da. Era chiar... Era culmea culmilor, bă, să mor eu. Hai să vedem cum facem pe aici, prin Nether. Că e groaznic, groaznic. Deci ne trebuie soul soil, gen. Oricum ne trebuie soul soil în partea asta. Deci trebuie să mergem în partea asta. Perfect, mai avem foarte puțin și ajungem. Dăm, tată, mulțumesc. Ia mă, deblochează-mi și mie asta, bărbate. Perfect, Nether Chunker, băi. Chunker boy, bă, băiatule, mi se mai spune. Ah, ce gunoaie de iteme îmi cere. Ce gunoaie de iteme îmi cere, mâncați-aș gura mea. Bă, vere, cum vrei să-ți fac asta dacă sunt la balamuc în tavă? Explică cum vrei să fac eu rost de asta dacă eu nu am cum să ajung la ăla. Și... Ăsta, hai să zicem că ar fi doable, dar trebuie să ne întoarcem în overworld, în puii mei. Să-i facem un campfire. Hai, mama mea. Băi, frate, băi, băi, dacă am pomenit așa ceva. Ia stai-mă puțin, mă, frate. Campfire din ăsta. Soul sand sau soul soil din ăsta. Oh, oleo, doamne. Să mă bată tata să dea cu se termine. Fiți anteră, m-am dus în overworld, m-am întors. Unde-i, mă? Stai. Soul. Stai că am impresia că trebuie mai multe. Am făcut... Uite, mă. Soul campfire. Bă, mâncați și dacă nu dai ceva bun, te omor. Perfect. Dă-mi un chunk bun să deblochezi și o chestie mai ca lumea. Că aici nu am nimic. Glowstone, glowstone... Doamne, uite-te și... Deci uite-te și tu, frate. Cum deblochezi eu cu glowstone-ul? Că nu am! Prostie din asta de bloc de bazalt nu am. Trebuie să fac o prostie din asta acum. Mi-am adus aminte de o chestie, băi și fete. Asta e să tragem și noi asta pe dreapta de aici. Dacă toți suntem vai de capul nostru. Să facem rost de cărbune acum. Ne-am bătut și cu peștoi ăștia. Ia uite, am luat aici. Ăsta avem, avem și de os. Alți doi pești mai luăm de acolo. Hai să aruncăm și cu ăsta de aici. Cât, mă? Am mai multe. Ăla nu pot să iau. Deci două oșoare din alea. Nu, mă, mai sunt ăștia pe aici, mai sunt pești. I-am auzit eu pe undeva pe aici. Parcă. Ne trebuie un pește, mă, frate. Mai trebuie să mai deblocăm și noi un pește ceva. Doi pești, de fapt, ca să deblocăm acolo, să facem și noi rost de mâncare, că nu mai avem deloc mâncare. Ok, hai că erau acolo niște pești în partea aia. Perfect. Zdrang, zdrang. S-a deblocat ăsta, perfect, hai că suntem ok. Am găsit și cărbune, fiți antenă care era șmecheria, ca să fac un lantern din ăla nebun. Soul torch din ăsta, soul lantern și puteți să ne întoarcem acolo. De-aia să iau și niște dări din ăsta în puii mei, că cine știe ce papucii mei mai îmi cere ăla pe acolo. Și hai să facem rost de mâncare, bă, frate, bă, insane cât de... Bă, vedeți că e foarte greu challenge-ul ăsta, mâncava-și gura voastră. Deci mâncava-și gura voastră cât de greu poate să fie challenge-ul ăsta, e incredibil de greu. Deci n-am avut un challenge atât de greu de mult în Minecraft, nu l-am mai avut de mult. Mamă, 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 greu rău de tort. Nu recomand nimănui să facă challenge-ul ăsta dacă stă prost cu nervii. Cum sunt eu, gen, hai că acum nici nu mai avem nevoie de astea, avem mâncare, stăm pe spate. Ok, ne-am făcut ăla, hai să mergem în Nether și să vedem și noi ce facem pe acolo, vere. Te-n spanacul meu, stai să vezi. Stai să vezi ce... O să zic ăsta, what the fuck, România mi-a adus Gani cu Golani Soul Lantern. Stai, mă, vere, puțin. Stai, mă, așa. Păi, ce spanacul meu, gata. S-a deblocat, 30 de ciancălețe. Ok, o să trească nașii. Păi așa mai vii de acasă, mă, tată. Așa mai vii de acasă. Să deblocăm și noi porcăria asta de Nether. Am avut un spawn chiar destul de nașpic, vă zic sincer. Soul soil din ăsta, perfect. Un spawn destul de nașpic în Nether, vă zic sincer. Ăsta nu știu ce îmi cere aici, dar o să vedem. Soul Soil. Perfect, hai să vedem aici ce avem. Ăsta e un bloc aici, clar, dar nu știu ce tip de bloc vrea. Oh, să trăiască, na, și... Opa, m-am și speriat. Ăsta vrea Soul Sand aici. Not bad. Nu știu dacă avem doar Soul Soil din asta. Las că facem roșii de Soul Sand. Da. Puțin mai ușurel. Că facem de peste tot, mă. Stai liniștit. Facem tătis. Nu e problemă. Asta să mai venim și pe aici. Mai facem aici, mai deblocăm. Deblocăm așa frumos. 32 de ceancuri. Altă viață de câine. Altă viață de câine, tat. Păi da? Ce naiba? Ia mă, ia, stai așa. Bum! Deblocat pe ăsta. Bun, mi l-am aruncat osul. L-am aruncat pe ăla de acasă. Băi, tată, bă! Bă, câteodată urăsc jocul ăsta, mă, frate, n-aveți idee. Soul Soil din ăsta, că avem destule din câte văd. Batem pe ăștia, luăm goldul de acolo de jos. Bang. Perfect. Hai să vedem ce mai... Nu ăsta, că o să avem nevoie. Poate mai încolo, ăsta ce vrei aici. Tot Soul Sand. Nu cu acest, tată, deblochează și pe ăsta. Dă-i, tată, și cu ăsta. Deblocăm pe toate, ce să mai... Le deblocăm pe toate să ne fie primit. Să zică, te distruții, da, mă? Ăsta e Gani cu golanii. Ok, mai avem și acolo partea asta, avem aici blocuri de gold. Dar sunt pilin brutele astea, mă, frate, că alea sunt greu de bătut, rău de tot. Alea sunt greu, rău de bătut. Dar, uite și acolo niște glowstone, putem să fraierim și cu glowstone-ul de acolo. Hai că vedem aici jos, mergem la alea de jos de acolo și vedem. Bă, da, pe bune bone, mă, frate. Mă ajut acasă să iau bone-ul ăla pe care l-am aruncat, frate. Sau, mă rog, să mai fac rost de câte, să îmi donoși ceva, în puii mei. E o coace, fraiere! Oh! Sar oasele, dar nu-mi dă niciun os, gen. Hai că ne-a dat ăsta al doilea pe care l-am găsit. Nu mai problemă, ne întoarcem aici și facem bone meal. Băi, frate, deci dintre toate itemele, bone fucking meal vrea asta aici. Doamne ferește, mă, băi, frate. Deci mi-a mâncat sufletul, bă, challenge-ul ăsta. Mi-a mâncat literalmente sufletul și orice speranță la viață. M-am spus, din viața mea s-au tăiat așa 10 ani. Din viața mea, ești nebun? 40 de ceancuri din astea obraznice deblocate. Hai că mergem acum. Hai să sărim și noi aici. Perfect. Și stai să am și niște iteme pe care pot să le pun dacă e ceva. Vreau să merg jos de tot acolo. Dacă e să se întâmple ceva, mă arunc în cap, vă zic sincer. Mamă, ce creierul României, m-am speriat. Ce m-am speriat să mor eu. Salut, băieți. Opa. Oh, oh my god. Să mă bată hamsterii. Să trăiască nașii, bă. What the fuck, mi-a dat ăla aproape one shot, ești nebun, what the fuck. Bro, de unde e ăla atât de... De ce sunt ăștia atât de puternici? De ce sunteți atât de puternici? Faceți-mă și pe mine să înțeleg, vere. Asta ce item vrea aici? Stai să văd și eu să văd cum îl deblochez. Soul Soil din ăsta? Ăsta se face așa? Nu se face așa. Normal că nu se face așa. Dar uite cât gold acolo. Go for it, gen. Asta e că n-am blocuri, n-am nimica. Go for it. Hai că l-a aruncat, e nebun. Jocurul din Galați, ăsta. Ok, putem să facem următoarea chestie, boys. Am făcut chestia asta. Perfect. Mori. A intrat în lavă. Și el a intrat în aia. Perfect. Repede, deschide astea. Blocuri de din astea, netherite. Luăm astea repede de aici. Nu te mai ftica taci din gură, să nu te aud. Luăm blocurile astea și plecăm. Creierul României, mâncava-și gura voastră. Creierul României. Mi-a căzut în... Pleacă, mă, urâtule. Mori. Aoleu! Nu! De ce? Bă, să mă bată tata aici, nebun. Nu, e mult prea greu challenge-ul ăsta, credeți-mă. Oricât de bun ai fi, cred că trebuie să-ți ia cel puțin 5 ore să faci chestia asta. A început și ploaia. Dacă vă considerați mai bun decât mine la Minecraft, faceți challenge-ul ăsta și vă dau 50 de lei dacă reușiți să terminați challenge-ul, gen. Pă bune, fără Caterinca. Până atunci ne vedem data viitoare, hai, ceau! Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Să știți că în momentul de față aveți încă 2 videoclipuri pe ecran. Vă recomand să vă uitați și la acestea pentru că sunt extrem de șmechere și interesante. Bineînțeles dacă v-a plăcut cel de astăzi. Cam asta a fost tot. Pa, pa, ne vedem data viitoare.